când viitor vor striga și ei la fel, așa cum striga Isaia în capitolul 61, versetul 10. Spunea Isaia pe următor: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvire, capul mi e podobit cu o cundă împărătească și ca o mireasă împodobită cu scudele ei. Așa sunt cei mântuiți. Așa îndreaptă Domnul pe cei ce încheie un legământ cu El, care îi jură credință și Domnul îi așteaptă să ajungă în împărăția sa. Pentru că Domnul face astfel de lucruri. Ar fi bine, din sala aceasta, cei care sunteți aici și încă n-ați încheiat un legământ cu Domnul, n-ați vrea credință Domnului, este bine să ne decidem cât mai repede să încheiem un legământ cu Domnul. Pentru că ziua de mâine nu este a noastră. Așa se va mesi. Ziua de mâine este a Domnului. Și Biblia spune, astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu ți-l petrei inima, ci întoarce de la Domnul, căci Domnul are milă de tine. Și El te va îmbrăca cu mantaua de prihănire. El te va îmbrăca cu mantaua mântuirii. De aceea, în seara aceasta, așa cum stăm, poți să-i spui Domnului, Doamne, ajută-mă și pe mine, cât de repede să încheie un legământ cu tine. Și Domnul este credincios și te va ajuta să închei legământ cu El. Pentru tot harul, toată binecuvântarea care Domnul a revărsat-o peste noi, rogul acesta, prin fratele diacon Claudiu, vom aduce Domnului rugăciunea de mulțumire. Și totodată îl vom ruga pe Domnul, ca din sala aceasta, din clipa aceasta, să iei Domnul în primire. Și fiecare inimă care a fost prezent aici și să o prelucreze Domnul. Amin, Doamne. Să facă ca inima noastră să fie templul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unii să-și odihnească capul. Din sala aceasta îi vom spune, Doamne,